Astăzi a avut loc ședința ordinară a Comitetului pentru Situații de Urgență, în cadrul cărei au fost discutate trei puncte importante de pe ordinea de zi, printre care și o analiza Comitetului pentru Situații de Urgență, cât și a managementului pe semestrul 2 al acestei structuri. La nivelul județelor se constituie sub conducerea prefecților comitete pentru situații de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar acesta are calitatea de președinte. Astăzi a avut loc ședința ordinară a Comitetului pentru Situații de Urgență Mehedinți, în cadrul căreia au fost discutate trei puncte importante de pe ordinea de zi. Am onoarea a vă prezenta analiza modului de asigurare a managementului situațiilor de urgență pe semestrul 2 al anului 2023 de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți. Comitetul Județean și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile planului de activități pe anul 2023 în baza cadrului normativ și a legislației specifice domeniului de competență și responsabilitate. În perioada analizată, pentru asigurarea managementului unitar al gestionării situațiilor de urgență, au fost emise un număr de 11 ordine ale prefectului. De asemenea, a avut loc o ședință ordinară, 8 ședințe extraordinare și o videoconferință, fiind emise 9 hotărâri ale comitetului. Printre cele mai semnificative măsuri și acțiuni cu caracter general privind managementul situațiilor de urgență, enumerăm desfășurarea unor activități de pregătire a membrilor comitetului prin dezbaterea în cadrul ședințelor a unor teme privind gestionarea situațiilor de urgență, participarea membrilor comitetului și a membrilor comitetelor locale pentru situații de urgență la exercițiile organizate la nivelul județului nostru în vederea intensificării pregătirii. Astfel, au fost în perioada analizată două exerciții de cooperare la nivel județean. Primul în luna septembrie, când a fost desfășurat exercițiul intern județean combinat de conducere și cu forțe în teren, privind intervenția în cazul avarierii instalațiilor ce utilizează surse de radiații ionizante ca urmare a producerii unui incendiu la combinatul de celuloză și hârtie ESA, unde au fost angrenate subunitățile din organica ISU și componente ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență la nivel județean. De asemenea, un alt punct important de pe ordinea de zi a fost o informare privind verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare și de pe fluviul Dunărea. În perioada 6-8-11-2023 s-a desfășurat la nivelul județului Mehedinți acțiunea de verificare a stării tehnice și funcționale a construcției hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor. La verificările efectuate în teren, s-au urmărit stadiul și modul în care au fost realizate măsurile și lucrările stabilite prin procesul verbal de control de toamnă și programul de gospodărire a apelor cu referire la monitorizarea zonelor critice de pe cursurile de apă în perioadele cu ape mari din sezonul iarnă-primăvară și intervenția operativă în situații de urgență, efectuarea lucrărilor de întreținere a covorului vegetal de pe taluzurile digurilor, realizarea lucrărilor cuprinse în lista punctelor critice de pe cursurile de apă, cuprinderea în programul de gospodărire a apelor aferent anului 2024, execuției lucrărilor de întreținere și reparații necesare exploatării în condiții de siguranță a digurilor. Ultimul punct de pe ordinea de zi a constat în adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului de activități al Comitetului pentru Situații de Urgență pe anul 2024. Pentru situații de urgență Mehedinți, în format electronic, planul de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență aferent anului 2024. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Toate activitățile pe care le desfășoară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți împreună cu structurile specializate de la nivel județean au ca scop principal identificarea, monitorizarea, evaluarea și efectuarea de prognoze privitoare la evoluția tipurilor de riscuri potențial generatoare de situații de urgență, prevenirea și înlăturarea riscurilor generatoare de situații de urgență, gestionarea eficientă a tuturor situațiilor de urgență care se produc în teritoriul administrativ al județului Mehedinți, potrivit prevederilor legislative în vigoare.